Bună seara! Ne-am convins nu odată că uneori e de ajuns o singură clipă care să ne schimbe viața. Asta i s-a întâmplat reporterului ProTV Tatiana Calișciuc, care după ce a prins buchetul miresei la nunta prietenei sale, a fost cerută în căsătorie. Hai să urmărim subiectul care a adunat 10.000 de vizualizări în doar câteva zile. Da, bună seara! Am mai stat la o nuntă foarte frumoasă și pentru că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a făcut un pas foarte important în viața lui. Da. Și eu aș vrea să fac un mic pas care cred că e foarte important și pentru mine și pentru Tania, toate că ea nu știe, fiindcă da. Aș vrea să o am pe această domnișoară alături de mine toată viața. Vreau să mă trezesc în fiecare dimineață alături de tine, să trecem peste oricare problemă împreună și să creștem copii frumoși și mulți împreună. Și am o simplă întrebare, pentru unii simplă, pentru mine foarte complicată și bine chipzuită. Tania, vrei să fii soția mea? Fericire, dar și șoc, dragoste, dar și lacrimi de bucurie. Cam asta a simțit Tatiana. Mai multe ne spune chiar viitoarea mireasă acum, la o seară perfectă. Bună seara, Tatiana! Bună seara! Cum a fost? Ce emoții ai trăit imediat după asta? Te-ai gândit vreodată că uneori chiar e suficient o singură clipă care să-ți întoarcă viața, nu știu, în altă parte? Întotdeauna am crezut în acest lucru, așa este, am pățit-o numai odată și aceasta a fost dovada cea mai mare de că acest lucru într-adevăr se întâmplă. Da, uite, ai prins buchetul și ce ai simțit în acea clipă? Cred că s-a văzut pe fața mea ce am simțit. Ai fost șocată și da. Nu ai putut să ascunzi asta. S-a văzut că nu erai la curent cu scenariul logodnicului tău. Da, am început să plâng de fericire, desigur. M-am simțit specială pentru că el m-a ales pe mine și a făcut un gest foarte frumos care m-a lăsat șocată. Ai avut vreodată îndoiel că ar putea să nu te leagă pe tine? Nu am avut îndoiel, dar nu știu, suntem de mai mult timp împreună, de, zic eu, mult, 6 ani avem de când suntem împreună. Uh-huh. Și mergea spre asta, eram conștientă că se va întâmpla, însă s-a întâmplat că Mireasa este prietena ta? Da, sunt și Mirele, de fapt, sunt niște prieteni foarte apropiați de ai noștri. Uh-huh. Am fost domnișoara de onoare și el cavaler de onoare la această rând. Și Mireasa nu s-a supărat că voi ați furat un pic din atenția care era, de fapt, menită lor? Nu, primul lucru pe care l-am făcut când s-a apropiat Mireasa de mine a fost să o întreb cum l-ai lăsat să facă asta la nunta ta. Nu s-a supărat, este o prietenă bună de-a mea, este foarte de treabă și a spus că, măi, să fiți voi fericiți, deja care este momentul... Eu așa când am privit acest filmuleț mi-am dat seama că prietena ta era la curent cu tot ce s-a întâmplat după asta și că a avut grijă ca buchețelul să nimerească exact la tine. Da, de fapt toate fetele știau de acest lucru. Eu nu vroiam să prind buchetul, deci de mai multe nunți încoace nu mai merg la prins buchetul miresei pentru că îl prind de fiecare dată. Și nu am vrut să merg și toate fetele s-au pus în capul meu, hai să mergem și m-am dus până într-un final și nici nu am observat că toate fetele stăteau de fapt în spatele meu și eu eram singură în față și mai erau niște copii, niște fetițe. Dar știa toată lumea, au fost toți avertizați și... Ce au zis părinții tăi când le-ai spus povestea asta? Sau erau și ei de față? Nu, primul lucru, era ora 3, cred că noaptea, primul lucru care l-am făcut, am sunat-o pe mama, plângând de fericire. Mama s-a bucurat foarte mult,
ea ține foarte mult la el, îl iubește și sunt fericiți și părinții mei și ai lui. Și... Dar credeai că va face el pasul ăsta, nu știu, în asemenea formulă, atât de curând? Nu, nu m-am așteptat. Nu este bine că suntem de câțiva ani deja împreună și știam că o va face, dar nu-mi imaginam. Pentru mine cel mai important întotdeauna a fost să o fac pe neașteptate, eu să nu mă aștept la acest lucru. Și dar toate fetele, știi, visează scenarii romantice, deci imaginează cum va fi acel moment, oare va fi inelul în paharul cu șampanie sau nu știu, deja s-au inventat o mulțime de lucruri mult mai originale și te gândeai probabil că soțul, că iubitul tău va face într-un fel total neobișnuit. Mă gândeam că o va face când vom fi doar noi doi. Pentru că el este un bărbat mai reținut și mai rar își exteriorizează sentimentele. Dar nu știam nici prin cap să-mi treacă că o va face față de atâta lume. Și ți-a plăcut că a făcut-o de față cu atâta lume? Știi, parcă ți-a furat ceva din chestia asta foarte intimă, povestea voastră, nu știu cum. În momentul când a început să vorbească și mi-am dat seama ce urmează să se întâmple, nu mai vedeam și nu mai auzeam pe nimeni. Eram doar eu cu el acolo. Și am trăit momentul chiar la maxim și nu-mi pare rău că a făcut-o așa cum a făcut-o. Povestește mai multe despre relația voastră, de când sunteți împreună, cum a început? Suntem împreună de la școală, din clasa 12-a. Ați învățat în Chișinău ambii? Da, am învățat în același liceu. Am prietenit, de fapt, mai mult timp înainte de a forma un cuplu. După aia am mers împreună și ne-am făcut studiile în România. Am locuit împreună. Anul trecut, ce oraș ați învățat? În Brașov. Anul trecut eu m-am reîntors acasă și ulterior a venit și el. Dar el ce facultate a făcut la Brașov? Dreptul. Așa, și este acum jurist aici la Chișinău? Nu, este audient la Institutul de Justiție, candidat la funcția de procuror. Ați pus la cale, nu știu, ați ales ziua nunții, locul, dați-ne detalii. Da, nunta va fi cel mai probabil în primăvara anului 2016. Nu am stabilit încă o dată, dar urmează, nu mai avem timp. Avem și o locație aleasă, nu este bătut în cui, așa că până nu stabilesc totul până la urmă, nu. Și ce fel de rochie îți dorești? Vreau o rochie de prințesă, nu pentru că aș fi o prințesă răsfățată, dar sunt de opinia că orice alt model de rochie poți să-l porți la orice altă ocazie. O rochie de prințesă nu o mai porți da, decât cu o ocazie foarte specială. Exact, și nu va fi foarte mare, dar așa. Știi cum, bărbaților moldoveni nu tot timpul le place ca femeile lor sau iubitele lor să fie prea tare în vizor, să aibă, nu știu, așa cum apar tu la televizor în fiecare zi cu reportaje. Cum se uită el la asta? Dacă ți-ar spune într-o zi, Tatiana, renunță la meseria ta de reporter ProTV și rămâi acasă, o să te țină pe palme, în puf, o să fii femeia mea cea mai iubită, dar să fii acasă. Să faci mâncare la timp. Nu o va face niciodată, pentru că atât cariera lui cât și a mea este foarte importantă pentru el. El este un bărbat puternic și își dorește alături tot o femeie puternică, nu o casnică. Desigur că și nici aceste lucruri nu trebuie să lipsească din casă, pentru că vrem să avem copii și copiii singuri nu cresc. Dar nu cred că o va face vreodată, iar dacă ar face-o... Deci știe pe cine a cerut. Da, exact. El, din contra, mă stimulează, mă încurajează foarte mult și crede în mine și crede că pot și am să ajung undeva. Ok, Tatiana, rămâne să ne anunți mai exact locul și data anunții ca să venim cu echipa și în această zi să fim alături de tine. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și multă baftă mai departe. Mulțumesc mult!